Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și ne apropiem de finalul drumului chivotului. Astăzi vom ajunge la un moment foarte important și, cred eu, cel mai sigur, cel mai puternic pentru toată căutarea, pentru toată curiozitatea noastră. Până acum am văzut oameni care au pornit pe urmele chivotului, din motive strict omenești. Unii din curiozitate, ca să descopere cel mai important obiect al sanctuarului sau poate comorile sanctuarului, care ar fi împreună cu chivotul. Alții, dintr-un misticism religios, cu convingerea că găsirea chivotului va însemna reconstrucția templului și în felul acesta putem să observăm că oamenii aceștia priveau în urmă ei priveau la un moment culminant, un moment foarte important al vieții lor, pe care doresc să-l readucă în atenție, doresc să-l refacă, să-și refacă templu, să aducă din nou jerfe și evident că toate acestea depind într-o foarte mare măsură de găsirea chivotului. Iată deci că drumul nostru a, căutat, a încercat să scoată la iveală toate aceste aspecte, căutătorii după acest obiect, locurile respective, documentele respective, câte existau și majoritatea acestor documente erau de origine iudaică, rabinii, înțelepții, istoricilor, care aveau anumite frânturi, frânturi doar din ceea ce s-a întâmplat în realitate prieteni. Astăzi însă vrem să mergem la un document sigur. Dumnezeu a promis că ultima biserică din istoria celor 2000 de ani de creștinism, biserica la Odiseea, va avea în mijlocul ei un profet. Profetul acesta a fost rânduit de Dumnezeu tocmai pentru ca lucrurile mai grele, mai dificile să ne ajute să le înțelegem, să le putem clarifica și să vedem finalitatea. Vreau să vă spun că ceea ce vom studia astăzi nu însemnează să te întorci capul în trecut, nu însemnează să readuci la viață lucruri care de mult au fost distruse, ci însemnează să privești înainte. Însemnează să faci o legătură între trecut și viitor, să înțelegi mai clar modul în care Dumnezeu lucrează și felul său de a fi. Principiile sale foarte clare prezentate în această carte Sfânta Scriptură. Așa că subiectul de astăzi poate fi intitulat Chivotul în lumina și în scrierile profetului lui Dumnezeu Ellen G. White. Documentele pe care le vom cita sunt din ultima parte a vieții în prima parte a secolului al XX-lea. Acest profes și-a început activitatea în toamna anului 1844 și după 1900, mai exact în jurul anului 1910, ea a avut mai multe declarații care sunt legate de Chivot. Așa că vă invit încă de la început să citim unul câte unul din aceste declarații, și apoi să încercăm să le comentăm. Primul citat îl avem din Mărturii selectate, volumul 3. În limba română, cartea a apărut Soli Alese, volumul 3, și în limba română este la pagina 102, iar în originalul englez, la pagina 123. Iată ce spune citatul. Duhul Sfânt a scris aceste adevăruri în inima și mintea mea ca să nu poată fi șterse. E vorba de autoare, de Ellen White, de profunzimea cu care ea a fost impresionată de anumite adevăruri și acum face comparația. Așa cum a fost scrisă legea cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră, care se află acum în chivot, pentru a fi scoase la iveală în ziua cea mare, când sentința va fi pronunțată împotriva oricărei ființe amăgitoare și relele și produsă de Tatăl minciunii. Ceea ce ne interesează este partea finală. Legea lui Dumnezeu, scrisă cu degetul său pe table de piatră, aflate în chivot pentru a fi scoase la iveală în ziua cea mare când? Când sentința va fi pronunțată împotriva oricărei ființe amăgitoare și rele produsă de Tatăl minciunii. Deci, ele nu sunt pierdute, ele sunt acolo undeva, în chivot, cât a rămas din chivot, dar cu chivotul a fost dus și acolo a rămas, iar în ziua cea mare, ziua finală, Dumnezeu le va scoate la ivială. Mai multe date despre acest moment avem în următorul paragraf care este în primul volum din Mărturii speciale sau din Soli alese, pagina 200 română, 226 în original. Iată ce spune acest citat. Trebuie să înțelegem cu claritate cerințele pe care Dumnezeu le adresează poporului său. Deci, care e partea importantă? Nu e chivotul. Partea importantă sunt principiile lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu îmi cere mie și îți Aceste lucruri trebuie să fie clar înțelese. Nimeni nu trebuie să dea greș în a înțelege legea care este transcrierea caracterului său. Observați, lumea creștină de astăzi, în aproape totalitatea ei, susține că legea lui Dumnezeu a desfințat. Și că noi trebuie să acordăm importanța doar harului Domnului Hristos, sângele său ne spală, harul său ne întărește, ne ajută, ne oferă tot ce avem nevoie pentru ca să fim mântuiți într-o lume ca aceasta unde au dat la o parte colegia lui Dumnezeu, spune clar nimeni nu trebuie să dea greș în a înțelege legea care este transcrierea caracterului Dumnezeu. Cuvintele scrise de degetul lui Dumnezeu pe table de piatră descoperă voința sa cu privire la poporul său Într-un mod atât de clar. E foarte adevărat și vreau să subliniez. Legea lui Dumnezeu nu ne mântuiește. Pentru că noi nu putem să o păzim. Dacă am păzi-o cu strictețe din prima zi și până în ultima zi a vieții noastre, am fi mântuiți. Este ca și când am străbate întreg drumul. De când plecăm de acasă și până ajungem la destinație, fără nicio greșeală, fără nicio abatere, niciun polițist, nici o cameră de supravegheri nu ne poate surprinde că am făcut vreo greșeală. Și atunci am circulat în siguranță și nu am fost amendați. Același lucru s-ar întâmpla în viața spirituală. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune și fiecare dintre noi recunoaște. Cuvântul spune că nu este niciun om care să nu fie păcătuit. Dumneavoastră, cum vă socotiți? Oameni păcătoși sau sfinți fără păcat? Eu mă socotesc păcătos. Dacă sunt păcătos, nu pot fi mântuit de lege, pentru că legea mă condamnă. Dar legea are un rol foarte important. Legea îmi arată standardul. Uite, cu această viteză ar trebui să circuli. Așa ar trebui să te comporți în situația aceasta sau în cealaltă. Ea mi arată standardul. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii plăcut lui, așa trebuie să fii. Lucrul acesta trebuie să fie înțeles. Cuvintele scrise de degetul lui Dumnezeu pe table de piatră descoperă voința sa cu privire la poporul său într-un mod atât de clar încât nimeni nu trebuie să facă vreo greșeală. Când va avea loc judecata și se vor deschide cărțile. Și când fiecare om va fi judecat după lucrurile scrise în cărți, table de piatră, ascunse de Dumnezeu până în ziua aceea, vor fi înfățișate înaintea lumii ca fiind standardul neprihănirii. Când? În timpul judecății. Și observăm că acum sora devine din ce în ce mai, mai, precisă și accentuează doar ceea ce era în Tabele Tablele de piatră, ascunse de Dumnezeu până în ziua aceea. Foarte interesant. El ar fi putut fi descoperite de atunci, în anul 690, 590, 600, nu știm exact când au fost ascunse, pentru că ele au fost ascunse înainte ca babilonienii să ajungă să distrugă Ierusalimul. Atât rabine evrei cât și profetul Domnului ne spune că oameni sfinți, oameni temători de Dumnezeu, la porunca împăratului Iosia și acesta influențat de profetesa Hulda care i-a spus că Ierusalimul va fi cucerit și ei vor pleca în drobie, le-a spus, puneți chivotul în camera ascunsă făcută de Solomon. Așa că oameni sfinți, prin îndrumare profetică, și cu mâna lui Dumnezeu care a intervenit. Pentru că, vedeți, orice lucru omenesc este cu defectele lui. Pot să vii pe urmele lui și să descoperi. Uite, fisura aceasta, pe aici ne ducem și găsim o cameră secretă. Sau? O altă cale, un alt indiciu, altceva. Ce poate? Dar când Dumnezeu ascunde un lucru când el își pune mâna acolo și când el sigilează acea intrare, nimeni nu mai ajunge. Iată, de 2600 de ani, poate și mai bine, acest chivot, acele table, sunt ascunse. Pentru că Dumnezeu a intervenit pentru această lucrare. Dar, tot Dumnezeu care le-a ascuns, va interveni din nou și spune așa, până în ziua aceea, o zi pe care Dumnezeu a ales-o și care El o știe, după cum nu știm nici ziua venirii Lui, că se termină, nu știm nici ziua aceea, ele vor fi înfățișate înaintea întregii lui, ca fiind standardul neprihănit. spun, iată, acestea sunt tabele legii da seama? Ce fenomen extraordinar, din Israel în general, acolo au fost majoritatea evenimentelor biblice. În fiecare an ies la iveală noi lucruri, noi lucruri. Cele mai interesante care ies la iveală sunt scrieri. A ieșit la iveală un alfabetar de prin anul 1100 înainte de Hristos. Și vrea să ne spună, vedeți, evreii știau să scrie și aveau școli, pentru că dacă pui pe peretele unei săli alfabetul de la A la Z, de la Alef la Tet în limba ebraică, Înseamnă că acolo este o școală unde copiii învață să citească. Învață literele și apoi învață să le lege între ele și să citească. În 1100 evrei aveau școală pentru a învăța să citească. De ce? Pentru că în 1100 aveau deja tablele legii scrise pe la 1400 și ceva. Aveau cărțile legii, Tora, scrise de Moise și ei doreau cât mai mulți dintre evrei să poată personal să citească aceste lucruri. Și avem o altă scrisoare, cam tot din vremea aceea, de la primul rege al lui Israel sau, sau probabil, David, nu putem spune cu siguranță, o altă scrisoare trimisă de la centru la periferie cu o instrucțiune: faceți așa, 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 pentru că avem un rege. Deci, iată că documentele acestea ne arată că avem un popor poporul cărții. Nu degeaba a numit poporul cărții, pentru că aveau o carte, o carte sfântă trimisă de Dumnezeu și ei trebuiau să știe să o citească. De aceea majoritatea încă din finalul mileniului 2, înainte de 1000, înainte de Hristos, ei învățau să citească pentru că cartea lor le cerea acest lucru. Iată aceste noutăți apar în fiecare an. Câte un nou document, un nou document care duce mai departe și mai departe limita documentelor despre scriere și despre citirea limbii ebraice. Și într-o zi va veni cel mai tare document. Într-o zi oamenii vor descoperi tablele legii. Va da seama ce fenomen extraordinar. Îmi aduc aminte când eram pe șantier. Este extraordinar. Un cești, e greu, dar o satisfacție nemaipomenită. Când se descopera ceva important, profesorul lua acel obiect și se ducea pe la toate grupele. Noi eram împărțiți, mai multe sectoare, grupe mai mari, grupe mai mici, la fiecare grupă venea și spunea băieți, opriți-vă puțin, haideți să vedeți ceva. Și ne arăta, ne explica, ne prezenta. Fiecare aveam ocazia să punem mâna pe cât era posibil, aveam ocazia să ne fotografiem cu el, să-l fotografiem, pentru că eram parte din echipa care a descoperit acel lucru. Și erau lucruri, zic eu, nu foarte, foarte importante. Un vârf de suliță din vremea sirienilor, o statuetă adică un idol cananit și lucruri de genul acesta. Dar, în momentul în care oamenii vor descoperi chivotul și vor descoperi oameni ca noi, arheologi sau căutători sau, poate chiar dintr-o întâmplare, cu tehnologia de astăzi, acolo, la fața locului, vor începe să filmeze, vor începe să prezinte televizoarele vor apare cu banda galbenă break news, break news și vor spune, s-a descoperit ceva formidabil. Tablele cu cele 10 porunci. Prieteni, nu uitați aceste cuvinte. Ele vor apare în curând ca știrea cea mai importantă pe toate canalele de știri. Fiindcă așa spune Dumnezeu. Tablele de piatră ascunse de Dumnezeu până în ziua aceea, vor fi înfățișate înaintea lumii ca fiind standardul neprihănirii. Oameni buni, principiile mele nu s-au schimbat. Constituția cerului nu s-a schimbat. Este aceeași. Voința mea este aceeași. Ca oamenii să fie drepți, cinstiți, morali și să respecte aceste zece porunci. Atunci vor vedea că cerința pentru mântuire este ascultarea de legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Nimeni nu va mai avea ascultat. Eu n-am știut. Atunci Dumnezeu va verifica. Și fiecare om care va veni și va spune, Doamne, da, așa este. Trebuia să nu fur, să nu mint. Dar am furat și am mințit am călcat legea ta, dar Domnul Hristos a murit și pentru mine. Te rog, iartă-mă. Dumnezeu ne va ierta. Deci una este să ai standardul și alta este să fii mântuit. Dumnezeu nu ne mântuiește oricum, ci ne mântuiește conform standardului său. Și dacă eu nu mă pot ridica la standardul lui Dumnezeu, atunci Isus Hristos mă ridică acolo, în virtutea dreptății sale. El îmi șterge păcatele prin sângele său, El mă îmbracă cu haina dreptății sale, El îmi acordă ștergerea definitivă a păcatelor și eu sunt la standardul său prin harul său. Deci, harul lui Dumnezeu ne ajută ca să fim. La standardul cerut de lege. Aceste două lucruri extrem de importante, Dumnezeu le va prezenta. Nimeni nu va găsi scuze pentru păcat. Oamenii își vor primi sentința de condamnare la moarte sau vor primi viața în funcție de principiile neprihănite ale legii sale. Citat în încheiat. Iată un document extraordinar. Timpul acela încă n-a sosit. Suntem în ziua judecății de cercetare, poruncile lui Dumnezeu constituie standardul în sala de judecată, dar vine ziua. Chiar pe finalul judecății, nu știm niciodată ce diferență este între descoperirea lor și celelalte. Dar vine ziua când aceste table vor apare în centru. Sperăm să trăim și să vedem această zi. Al treilea citat. Al treilea citat din anul 1901. Când a terminat de vorbit pe Muntele Sinai, Hristos i-a dat lui Moise două table ale mărturiei. Table de piatră, scrise de degetul lui Dumnezeu nimic din ce a fost scris pe aceste table nu poate fi șters. Primul adevăr, foarte important, nu poate fi șters. Noi oamenii încercăm să anulăm multe documente. În general, la noi în țară, fiindcă mulți au colaborat cu securitatea, au făcut lucruri nu prea corecte și au dorit să își teargă urmele. Unii au reușit. Unele dosare au dispărut, altele sunt încă poate necunoscute. Multe au ieșit la iveală. Cărți, lucrări, scrieri s-au distrus într-un foc, într-un incendiu, într-o revărsări de apă sau altă catastrofă. Dar aceste table de lege nu au fost afectate de nimic în trecerea Timpului. Ele au rămas așa cum le a scris Dumnezeu. Pentru că nu e vorba de o scriere omenească, nu e vorba de o anumită cerneală, nu e vorba de o anumită daltă și un anumit material foarte dur, ci este vorba de ceva divin. Intervenție Dumnezească. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l reținem. Nimic din ce a fost acolo nu poate fi șters. Înregistrarea prețioasă a legii a fost pusă în chivotul legământului și continuă să fie acolo, ascunsă în siguranță de familia umană. Al doilea lucru. Ea nu a putut fi furată, nu a putut fi dusă undeva, nici vorbă ca acest chivot să fie luat la cer. Cum? a mai spus și spune, continuă să fie acolo unde a fost pusă de mâini sfinte, conduse de Dumnezeu, în siguranță de familia umană. Probabil că unii care ar fi dat de aceste table ar fi fost foarte interesați să le distrugă, dar nu se poate. Alții ar fi fost interesați să le folosească pentru alte scopuri. Ați văzut cam ce doresc. Dar nici acest lucru Dumnezeu nu a permis. El va scoate la lumină aceste tabe de piatră pentru a fi o mărturie pentru toată lumea față de disprețul pentru poruncile sale și împotriva închinării idolatice în sabatul contrafăcut. Vedeți? Va fi o mărturie. Voi ați zis că legea lui Dumnezeu nu mai e valabilă. Uite-o, ea apare. Exact cum a fost scris atunci. Și dacă apare, înseamnă că este și valabilă. Atunci, toți oamenii care au vorbit că nu mai este nevoie de lege, nu să mai aibă absolut niciun cuvânt. Mai e un argument. Oamenii susțin că Moise nu putea să scrie cărțile lui și nici Iosua, probabil nici Samuel, primii scriitor, pentru că pe vremea aceea evreii nu știau carte și nu puteau scrie. Atunci sunt două argumente. Un argument vine ca să confirme posibilitatea scrierii. Uite, au fost scrieri în anul 1000, 1100, 1200 și uite acum o scrie din 1500. Deci, posibilitatea scrierii în, alfabet, în sistemul alfabetic exista. Uitați documentul. în al doilea rând, acum avem de-a face cu legea în sine. Deci, posibilitatea scrierii ne-a dat ocazia să avem o lege extraordinară. Sunt dovezi abundente pentru perpetuitatea legii lui Dumnezeu. Au fost scrise de degetul lui Dumnezeu pentru a nu fi șterse niciodată, niciodată distruse, tablele au fost ascunse de Dumnezeu pentru a reapare în Marea Zi a Judecății, așa cum au fost scrise de Dumnezeu. Review în Herald, martie 1908. Deci, când va apare tablele, vor apare în ziua judecății, la finalul acestei judecăți. Și un ultim citat, tot din Review în Herald, 1909, când judecata va începe și cărțile vor fi deschise, și orice om va fi judecat potrivit cu cele scrise în cărți, atunci tablele de piatră, ascunse de Dumnezeu pentru acele zile, vor fi prezentate lumii întregi ca standard al neprihănirii. Bărbații și femeile vor vedea că ascultarea față de legea perfectă a lui Dumnezeu constituie condiția lor pentru mântuire. Nimeni nu va fi scuzat pentru păcatele lui. Prin principiile neprihănirii prezentate în lege, oamenii vor primi sentința de viață sau de moarte. Prieteni, acestea au fost documentele Spiritului Profeției, în care eu am toată încrederea și care s-au dovedit până acum absolut valabile și pe care vi le-am prezentat. Va veni acea zi. Probabil că după acea zi va mai rămâne foarte, foarte puțin timp și lucrurile se vor încheia. Vă invit să reconsiderați importanța celor 10 porunci ca standard, ca principiu. Și vă invit să vă atașați acestui cuvânt. Dumnezeu să vă ajute. Și să vă dea și bucuria să vedeți descoperirea tablelor și atunci să spuneți, iată, în cine am.